Lucian Iliescu s-a declarat mulțumit de faptul că întrunirea de sâmbătă a fost una reușită, precum și de alegerea vicepreședintelui PNL Giurgiu Dumitru Gavrilă în funcția de vicepreședinte al Ligii Aleșilor Locali ai PNL. Primarul de Giurgiu a arătat că aleșii locali au un rol foarte important pentru că reprezintă comunitățile din care provin, iar guvernul trebuie să țină cont de acest lucru. Trebuie să fim uniți în rândul acestor aleși locali, în așa fel să putem să ne ducem această sarcină pe care ne-am preluat-o prin alegerile făcute spre satisfacția cetățenilor. Am spus prin niște exemple pe care le-am dat că avem foarte mari nemulțumiri din punct de vedere cum se joacă guvernul cu noi, cu soarta comunității. Când a ajuns astăzi ordonanțele de guvern să fie mai puternice ca lege. Sigur, vorbim, nimeni nu ne ia în seamă, orice caz, cred că trebuie să depășim cadrul României, să ajungem la Consiliul Europei, la Comunitatea Europeană, să spunem aceste lucruri. Primarul Lucian Iliescu a amintit de mandatul 2000-2004, când mai mulți primari din opoziție au strâns rândurile pentru a protesta împotriva atitudinii puterii de atunci. Printre primarii la care s-a referit primarul Iliescu se afla și Traian Băsescu, pe atunci primar general al Capitalei. Eu am mai făcut parte cu ceva ani în urmă, când domnul Băsescu mi-era coleg, era și dânsul tot președinte, tot primar la Capitale, adevărat, și am fost nemulțumiți de guvernul care era în acea perioadă privind modul defectuos în care eram tratați primarii din opoziție. Parcă acum lucrurile se repetă și îmi pare nespus de rău că n-am învățat nimic nici noi din ceea ce am pățit.